Bună dimineața, mister, iată să reia campionatul cu pauza echipelor naționale. Jucăm în Bănie, Universitatea Craiova, una dintre pretendentele la titlu. Cum va fi? Bună dimineața! Înainte să vorbim despre partida cu Universitatea Craiova, pe care o vom disputa duminică în Bănie, vreau să felicit și eu în numele clubului nostru FC Botoșani, vreau să felicit echipele naționale de fotbal ale României pentru performanțele obținute și aici mă refer la echipa Under 21 care a realizat o performanță foarte frumoasă, a patra calificare la un campionat european și bineînțeles și echipa mare care a reușit a patra victorie consecutivă. Încă o dată vreau să-i felicit pentru rezultatele obținute. În ceea ce privește jocul din Bănie, de la Craiova, este clar că avem o misiune grea, o misiune dificilă. Întâlnim un adversar care, în special pe teren propriu, dar și în deplasare, practică un fotbal foarte bun, o echipă cu jucători cu calitate foarte bună. Mitriță, Ivan, Bayram ar fi trei din jucătorii care pot face diferența în orice moment, așa că trebuie să fim foarte bine pregătiți pentru acest examen. Suntem într-un moment bun, venim după un rezultat pozitiv, dar este clar că va trebui să fim foarte bine montați pentru acest joc. V-am spus de ce. Craiova este o echipă puternică, o echipă care în ultimele sezoane s-a luptat pentru câștigarea titlului. Echipa a arătat foarte bine în această perioadă, prilejuită de întreruperea echipei naționale, pentru echipa națională. Echipa a arătat foarte bine, jucătorii mei s-au antrenat 100%. Suntem motivați să mergem la Craiova să facem un rezultat pozitiv. Îmi doresc foarte mult acest lucru, atât eu cât și jucătorii. Avem nevoie de puncte, avem nevoie de continuitate în ceea ce înseamnă rezultatele pozitive. Suntem pregătiți pentru acest examen. Știm că nu va fi ușor, știm că ne așteaptă un joc dificil, dar încă o dată, echipa a arătat foarte bine în această perioadă de pregătire. Toată lumea a fost 100%, toată lumea s-a antrenat foarte bine. Acum urmează examenul oficial duminică la Craiova. La sfârșitul meciului cu Rapid, ai fost foarte mulțumit de evoluția echipei. Să înțelegem că ușor se cristalizează acel 11 la care visezi tu? Da, am fost mulțumit din mai multe puncte de vedere. Un lucru primordial a fost rezultatul, că am reușit să câștigăm. În al doilea rând, faptul că nu am primit gol pentru mine a fost la fel un lucru important, pentru că în partidele pe care le-am disputat, chiar dacă am făcut jocuri bune, am încasat multe goluri și atunci lucrurile, din punctul meu de vedere, nu au fost ok. Deci, faptul că nu am primit gol la meciul cu Rapid a fost un lucru pozitiv. Sperăm să păstrăm poarta închisă și la Craiova, cu toate că, încă o dată, Universitatea Craiova acasă, mai ales pe atacul pozițional, au o calitate fantastică, dar va trebui să ne apărăm foarte bine, să fim organizați, ceea ce înseamnă defensiva noastră. Și când mă refer la defensivă, începând cu atacantul pe care îl voi utiliza, până la portar, trebuie să fim responsabili, să fim conștienți că nu trebuie să le dăm spații. Bineînțeles că ca să poți să obții un rezultat pozitiv, trebuie să joci, trebuie să marchezi, trebuie să pui probleme adversarului. Ai luat și măsuri suplimentare, având în vedere forța lor în atac?
La fiecare joc, luăm fiecare joc în parte, toate echipele sunt bune, toate echipele sunt puternice, există la noi în România și am mai declarat un echilibru așa în ceea ce înseamnă valoarea între echipe, ați văzut și în clasament diferența de puncte este foarte, foarte mică, doar cele două, trei echipe din fruntea clasamentului care au pornit în forță, în rest este echilibrat, ca și joc, ca și puncte, deci se poate întâmpla orice. Fiecare poate să bată pe fiecare, deci este foarte deschis. Asta este un lucru foarte pozitiv pentru fotbalul românesc. Există un echilibru și asta înseamnă că este un campionat puternic. Absențe în afară de Aldair? Da, din păcate nu-l avem pe Aldair. Era într-o formă foarte bună. Este suspendat pentru acest joc. Sper să fiu inspirat în alegerea altui mijlocaș central, dar în momentul de față, revin la ce am spus mai devreme, toată lumea este pregătită, toată lumea este aptă de joc. N-am nicio emoție, sunt convins că cel care va intra în locul lui o va face foarte bine, sunt convins. Important este încă o dată, eu să fiu cel inspirat să fac cel mai bun 11. Chiar mă gândeam că m-au pus așa în dificultate jucătorii în această săptămână sau în perioada asta, pentru că toți s-au antrenat foarte bine și din punctul meu de vedere toți merită să joace titulari în momentul de față. Dar așa cum regulamentul spune că trebuie să joace decât 11 și ceilalți 5 trebuie să intre pe parcurs, sper să fim inspirat în alegerea primului 11.